Un bărbat din localitatea Rucăr a trecut în această după-amiază prin clipe de groază. Aflat pe trotuar în dreptul unei instituții bancare din centrul municipiului Câmpul Lung, a fost luat pe sus de un autoturism sub ochii îngroziți ai trecătorilor. Șoferul autoturismului care l-a accidentat pe pieton, un bărbat trecut bine de 60 de ani, a declarat că a vrut să iasă din parcare, a virat stânga, iar pedala de accelerație a rămas blocată. Se pare că șoferul autoturismului s-a panicat și nu a mai știut ce să facă, intrând în plin în bărbatul aflat pe trotuar. Bărbatul accidentat a fost preluat de o ambulanță SAJ și transportat la Spitalul Municipal din Câmpul Lung. Direct peste bordură, despre parapet în linie. L-am văzut că vine, am dat să sar peste gardul ăla, dar m-a prins cu piciorul, l-a strâmbat și gardul tot acolo. De unde sunteți? Eu din Rucă. Că s-a dus băiatul ăla, a scos-o din viteză și am prins-o, dar am putut să-mi scot. Mi-a rupt piciorul? Acum să fac treaba. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind zero. Acesta însă s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.